Dragi prieteni, eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit fursecuri cu miez de nucă și cu ganaș de ciocolată. Vreau să vă spun că se fac foarte rapid, în 5-10 minute și sunt foarte delicioase și arată extraordinar de bine. Dar înainte de toate, dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, dar noi ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Făină 150 de grame, zahăr 100 de grame, miez de nucă 120 de grame, 1 ou, 80 ml ulei, la mine este ulei de canola, o linguriță extract de vanilie, puțină sare și o linguriță praf de copt. Și pentru decor, eu mi-am aici așa miez de nucă jumătăți, sunt 8, asta pentru decor este opțional, dacă voi veți dori să uniți fursecurile ca și mine. Și deja ca amplutură, între fursecuri, eu voi folosi ganajul făcut de casă, rețeta deja este la canal, voi lăsa linkul sub acest video. Aici este 120 de grame de ganaj. La mine toate ingredientele sunt la temperatura camerei. Miezul de nucă îl mărunțim cu blenderul sau așa cu un chopper, ca la... Le mărunțim așa, le facem ca făină să fie. Eu am terminat să mărunțesc miezul de nucă. Priviți-l cum arată. Vreau să vă spun că de la bun început porniți cuptorul și pregătiți tava, că totul se face foarte repede. Într-un bol mai încăpător adăugăm oul, zahărul, extractul de vanilie și sare, uleiul și amestecăm totul bine timp de 1 minută. Eu am terminat să amestec, tot așa am amestecat bine timp de 1 minută și acum vom adăuga miezul de nucă mărunțit, adăugăm și praful de copt și amestecăm totul bine din nou. După ce am amestecat bine și miezul de nucă, deja telul îl scoatem, nu mai avem nevoie și acum vom cerne făina. Cernem cam jumate din cantitatea de făină, amestecăm puțin. N-adăugăm toată făina dintr-o dată. Făina e diferită, poate să margă uneori mai mult, uneori mai puțină. La mine acum a mers 165 de grame de făină. Eu am mai adăugat încă 2 linguri de făină. De ce să vă orientați, eu acum am să vă arăt cum să fie aluatul. Iată, dacă luăm așa cu mâna, el nu se lipește, este elastic și foarte așa plăcut la atingere. Eu, după cum v-am spus, am mai adăugat 2 linguri de făină, de aceea să vă orientați și voi, iată așa să fie compoziția la aluat. Că făina este diferită, miezul de nucă este diferit, miezul de nucă poate să aibă mai mult ulei și de aceea făină vă orientați după aluat. Eu am aici pregătită tava cu hârtie de copt, aluatul este pregătit și vom lua din aluat, iată, luăm cam așa o bucată și o facem ca pe o biluță, le facem rotunde, rotunde, frumușele și le punem pe tavă și următoarea tot așa. Și punem pe tavă. Și tot așa până când terminăm compoziția noastră de aluat. Eu am terminat să fac toate fursecurile. La mine s-au primit 18. 4 am pus aici pe o tavă mai micuță. Și așa cum v-am spus, cum eu voi uni fursecurile, adică jumătățile, eu la 9 voi pune așa câte jumate de miez de nucă și presez așa ușor, iată așa, dar 9 le voi lăsa fără nimic.
sfridițile cât de frumușele sunt, dar la acestea care n-am pus miez de nucă, le voi presa așa ușor, ca să fie de aceeași mărime. Și dăm fursecurile noastre la cuptor. Cuptorul să fie încălzit la 180 de grade pe 10-15 minute. Vă orientați după cuptorul vostru. Se cuc foarte repede. Iată și fursecurile mele, eu le-am scos din cuptor. La mine au stat 17 minute la 180 de grade. Priviți cât de minunate sunt! Excelente! Ele acum sunt așa încă, dar când se vor răcori, vor fi așa crocante și delicioase. Le lăsăm să se răcorească. La mine a trecut în jur de o oră, s-au răcorit bine fursecurile, le scoatem de pe tavă. Eu am găsit perechea la fiecare și acum voi pune ganajul într-un săculeț culinar și vom uni aceste bunătățări. Ganajul eu l-am scos acum o oră din frigider să fie puțin la temperatura camerei. Iată așa, priviți-l cum arată. Tăiem săculețul și punem pe fursecuri ganaj și le unim. Asta este tot. Privițele cât sunt de frumușele și foarte, foarte delicioase. Le dăm la frigider pe 30 de minute și sunt numai bune de servit. Eu am scos fursecurile din frigider, la mine au stat 20 de minute. Privițele cât de bine arată, dar eu vreau să le mai presor puțin deasupra cu zahăr pudră. Arată extraordinar! Eu le voi pune pe un platou. Arde nerăbdare să fac degustarea. Ajuns și momentul cel mai potrivit să facem degustarea. Foarte, foarte delicioase, n-am cuvinte. Vă recomand și vouă această rețetă minunată, făcută la bucătărie, că avem nevoie de cele mai simple ingrediente pentru a obține, iată așa, bunătate. Dar noi am ajuns la sfârșitul și acestei rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un clas, dați un share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!